Șercaia este singura comună din țara Făgărașului unde gunoiul de graș va fi depozitat în condiții optime. Edilul comunei Cristinel Paltin a accesat un proiect foarte important pentru sănătatea locuitorilor din Șercaia. Acest proiect presupune reducerea mustului din gunoiul de graș din pânza freatică. Potrivit proiectului, s-a construit pe raza comunei Șercaia o rampă de depozitare și s-au achiziționat câteva autoutilitare și utilaje de ultimă generație. De curând, în curtea primăriei au ajuns un tractor, o mașină de vidanjare, un încărcător, două remorci și o mașină de împrăștia gunoi. Urmărim, practic, să creăm o comună sănătoasă. O comună sănătoasă înseamnă și o gestionare corectă a gunoiului de graiști. Ori cu aceste utilaje, noi sperăm să venim în ajutorul localnicilor care mai cresc animale și să ducem gunoiul de graiști, dacă nu au platformă betonată, în platforma betonată a comunei, ca să și-l preia primăvara. Să reducem poluarea cu nitriți din pânza de apă freatică superficială a localității. Acest proiect a fost finanțat de Ministerul Mediului cu o mică cofinanțare din partea primăriei Șercaia. Practic, din visteria comunei s-au cheltuit în jur de 6.500 de euro, iar Ministerul Mediului a alocat pentru acest proiect numai puțin de 130.000 de euro. Așteptăm prin hotărârile de Consiliu care vor urma să vedem modalitatea de a duce la această rămâne în sarcina noastră să colectăm acest gunoi de graiști și să vedem, să transpunem cât mai bine în practică acest proiect, efectiv pe lucru practic. Deci dotarea și platforma au fost executate. Ce avem noi de făcut este cum ne vom gestiona viața viitoare a localității. Sistemul de punere în aplicare a acestui proiect la nivelul comunei va fi posibil doar de anul viitor. Practic, gunoiul de graș va fi colectat în rampa construită. Dacă va fi transportat de cetățean, acesta și-l va prelua la nevoie fără costuri suplimentare. Iar dacă cetățeanul cere primăriei să-l transporte, atunci gunoiul va rămâne în posesia primăriei, care îl va valorifica pentru a-și amortiza cheltuielile de deplasare. Deocamdată acest sistem este doar la nivel de idee. El va fi propus în 2016 spre aprobare Consiliului Local Șercaia.